În România se cultivă legal două tipuri de plante psihotrope, acestea fiind monitorizate de către Direcțiile pentru Agricultură. Sunt peste 572 de hectare de teren cultivate cu mac și cânepă pentru care se dau subvenții de la stat. Fermierii români nu sunt prea interesați să cultive plante psihotrope, deși la nivel european trendul este invers. România a fost unul dintre marii producători, dar în prezent doar 34 de fermieri români cultivă cânepă pentru fibră de numai 326 de hectare, în timp ce cânepa pentru semințe a fost selectată de 32 de agricultori care au plantat 241 de hectare potrivit ultimelor date ale Ministerului Agriculturii. În total sunt peste 568 de hectare cu cânepă, în condițiile în care în 2022, numai cânepa pentru fibră ocupa 707 hectare. În 1990, în România, cânepa avea peste 16.629 de hectare și o producție de peste 72,100 tone. De altfel, până în 1990, România a fost a treia țară producătoare de cânepă din lume, dar includerea culturii pe lista plantelor narcotice a limitat spre zero interesul producătorilor. Mai mult, fiind o cultură care necesită foarte multă muncă fizică, mulți au fost descurajați să mai cultive. În schimb, în restul Uniunii Europene, planta se cultivă pe suprafețe mai mari, vaste, ajungând la 33.000 de hectare în 2022. Cel mai mare producător este Franța, urmată de țările de jos și Austria. Cânepa este o importantă plantă textilă datorită însușirilor deosebite ale fibrelor, asigurând producții potențiale mari de peste 3.000 de kg de fibre la hectar. De asemenea, semințele pot avea utilizări diverse, pentru extragerea uleiului industrial și comestibil, pentru fabricarea lacurilor și pselelor și a substitutelor proteice nutritive. 80% din suprafața totală cultivată cu cânep în România este exploatată de trei societăți controlate de grupul olandez, care deține în țara noastră la Alba Iulia și o unitate de producție materiale de construcții, relatează România TV.ro.